Bine v-am regăsit, dragilor, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei De vorbă cu femeia din tine, o campanie desfășurată pe site-ul editurii Herald. Femeia este un puzzle cu foarte multe piese, un univers ce se vrea descoperit și explorat. A te redescoperi pe tine ca femeie nu înseamnă doar reguli noi, roluri noi, măști noi, ci înseamnă să descoperi autenticitatea, să te reconectezi cu propriul adevăr. Ce înseamnă cu adevărat să fii femeie? Ce mai înseamnă feminitatea în ziua de azi? Cum te raportezi la rolurile de femeie și cum le integrezi în viața ta, atât socio-profesională, cât și în viața privată, soție, iubită, mamă, soră și așa mai departe? Vom încerca să găsim răspunsuri la aceste întrebări alături de invitații noștri. Astăzi este alături de noi Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ și pozitivist, și pornim discuția noastră de la o prezentare de carte, o carte cu care venim înaintea dumneavoastră. Dragi cititori, este vorba despre Primește iubirea pe care o dorești, ghid pentru cupluri, a 20-a ediție aniversară revizuită și actualizată, o carte foarte dragă nouă, Primește iubirea pe care o dorești, de Herville Hendrix, o carte publicată în colecția PAS în 2 a editurii Herald. Bineînțeles că este un subiect, aș spune eu, aș îndrăzni de fapt să spun, un subiect inepuizabil. Și am mai spus-o asta și în alte rânduri, în alte interviuri și materiale. Găsim tot timpul de vorbit despre eternul și fascinantul, aș spune, principiul feminin. Ce este de fapt femeia și cum se raportează, de fapt, ce este femeia în ziua de azi? Pentru că cu siguranță rolurile s-au schimbat, probabil că rolurile s-au și polarizat, rolurile bărbat-femeie. Fiecare a preluat din rolurile celuilalt, dar cu siguranță ceea ce însemna femeia acum nu mai mult de 50-60 de ani, 5-6 decenii în urmă, cu siguranță nu mai reprezintă acum. Cum spuneam puțin mai devreme, femeia s-a redescoperit, s-a regăsit, că tot sunt niște termeni la modă, s-a reinventat. De ce anume a făcut-o? Există un preț pe care, să spunem, mișcarea feministă, da? Un preț pe care femeia l-a plătit, dorința aceasta foarte mare de egalitate în drepturi cu bărbatul, felul în care în ziua de astăzi se poziționează femeia în raport cu bărbatul, să spunem, în relația de cuplu, ce sarcini și ce nevoi își împart ei. Mai are nevoie femeia de bărbat, femeia anului 2020-2021, mai are nevoie de bărbat, da? Cu siguranță tinerele care probabil că vor să-și întemeieze o familie și au acel entuziasm specific vârstei, la 20-25 de ani, vor spune da, cum să nu, da, fiecare va resimți nevoia iubirii romantice, da? E, s-ar putea ca după o dezamăgire, două, trei, după lipsa comunicării în relația de cuplu, femeia să nu mai spună același lucru, da? Bărbatul să nu mai reprezinte acel prinț, făt frumos, venit pe un cal alb, da, care să-i satisfacă toate nevoile și toate dorințele cu care femeia pornește în viață. Știu, am deschis foarte multe paranteze, dar le luăm pe rând. Vezi, e un subiect care îmi place atât de mult încât nu mă pot răbda să... Le-ai deschis nu... pe toate în același timp. Hai să o luăm, zi-mi, da, cu ce începem, de unde pornim, cu ce e femeia? Cu ce este femeia și cum se poziționează ea în raport cu bărbatul în vremurile pe care noi le trăim acum? Păi, vezi, eu nu prea pot să mă gândesc la femeie separat de bărbat, la bărbat separat de femeie și la ei doi separat de condiția din spate, și anume faptul că și femeile și bărbații sunt oameni înainte de toate, și condiția asta umană este cea care ne dă foarte multe puncte comune, chiar dacă aparent când vorbim noi de femei și de bărbați, intrăm în tot felul de polemici, diferențe, ce reprezintă, nu știu, femeia și ce reprezintă bărbatul, cum ar putea femeia care este un puzzle cu bărbatul care este un alt puzzle să
nu știu, fie un puzzle împreună, să spunem, sau ce se întâmplă, însă ascultându-te vorbind, mă gândeam că totuși, chiar dacă poate noi ne uităm, da, la istoria recentă, ai spus, de la ultimii 50-60 de ani, să spunem, da, secolul trecut, totuși de-a lungul timpului, într-un fel sau altul, bărbații și femeile au colaborat și au supraviețuit împreună de puțin timp. Cred că mai degrabă de când lupta pentru supraviețuire nu mai este cumva principala noastră preocupare, lucrurile au început să iau o altă direcție între, da, care sunt rolurile, cum putem funcționa într-o societate în care nu mai este nevoie să ne ajutăm unii pe alții să supraviețuim. Pentru că în trecut nu cred că se punea atât de mult problema dacă bărbații sau femeile sunt sau nu egali, dacă au sau nu același drepturi, pentru că se cerea de la fiecare ceva ca să supraviețuiască. Nu? Bărbații au dezvoltat un anumit set de abilități datorită forței, nu știu, fizice, care este, da, mai, nu știu, vorbim în termen de fizică și concret ce este vizibil, în timp ce femeile, da, aveau grijă de casă, de comunitate, de păstrau la oaltă lucrurile. În timp, acum nu mai sunt aceleași lucruri, mai ales, da, de când, nu știu, tehnologia, industrializarea, toate lucrurile astea care au schimbat foarte mult modul în care funcționează femeile, familiile, și nu știu neapărat dacă este o chestiune feministă asta, de exemplu, a drepturilor egale. Și da, uită-te că mă gândeam la treaba asta, că odată cu industrializarea, nevoia de forță de muncă a fost tot mai mare și s-au găsit inițial, da, tot felul de joburi sau lucruri pe care femeile puteau să le facă, erau bune la lucruri de, nu știu, de migală, de în fabrici, și cumva, da, femeile au descoperit că pot să facă lucruri și în afara casei. Nu? Până la urmă, asta cumva a fost. Au descoperit că nu, că pot să facă niște lucruri, că pot să fie chiar foarte bune la asta. Da? Și nu cred că s-a depus sau s-a, nu știu, nu cred că s-a depus suficient efort să vedem cum anume, de-a lungul timpului, pentru că lucrurile s-au întâmplat atât de repede, situația asta care a fost, sau nu știu, că nu vine acum, categoriile astea sau rolurile astea sociale în care fiecare dintre noi am fost cumva puși sau setați sau ne nășteam, da, femeile se nășteau într-un anumit context în care aveau câteva opțiuni, la fel și bărbații, da, se aștepta de la ei să facă un anumit set de lucruri, să preia, nu știu, afacerea familiei, să dezvolte, nu știu, niște lucruri, să meargă la război, să facă tot felul de activități care cumva era de la sine înțeles că femeile nu pot să le facă. Când nu știu dacă este chiar așa. De fapt, treaba asta cu feminismul, nu știu dacă are legătură cu egalitatea. Mai degrabă are întrebarea, dar de ce nu e egalitate? Adică de ce n-a fost egalitate de la început? Egalitate neînsemnând să facem același lucruri sau să facem, nu știu, bărbații să facă ce fac femeile sau femeile să facă ce fac bărbații, ci unde a dispărut colaborarea, faptul că noi avem nevoie unii de alții pentru că așa stăm construiți, să funcționăm împreună într-un sistem care, da, nu cred că ar exista o lume ideală în care să existe doar bărbați sau o lume ideală în care să existe doar femei. Da, sau o lume în care, chiar dacă există și bărbați și femei, fiecare cu treaba lui. Deci fără acea comunicare sau fără acea colaborare de care spuneai tu puțin mai devreme. Pentru că există, să spunem, un mit, hai să-l numesc mit, da, probabil că e mult spus, da, care poate fi demitizat, demontat. Mitul femeii puternice, cu siguranță l-ai auzit. Și această sintagmă a apărut, nu știu, în ultimii 5-10 ani,
nu cred că mai mult, da? Femeia puternică, femeia independentă, femeia liberă, am auzit chiar și o altă sintagmă care am rămas așa un pic, femeia amazoană. Da, adică femeia puternică, probabil, la asta se referă conceptul, femeia puternică care este în stare să le facă pe toate și că le poate face la fel de bine cum le face un bărbat. Tocmai pentru că nu mai există în această perioadă, nu mai există lupta aceea de care vorbeai tu mai devreme, de supraviețuire, care luptă de supraviețuire duce la un soi de codependență a femeii față de bărbat din punct de vedere financiar și material. Și acum femeia are propriile resurse. Da. Are propriile resurse și se poate întreține, Florin, aș vrea să dar foarte bine. Aș vrea să intervin, pentru că știi treaba asta, că vezi asta, despre asta, codependența față de, adică față de, e o codependență reciprocă, era o codependență reciprocă, pentru că da, bărbatul care, da, dependența era financiară a femeii, pentru că ea nu muncea sau nu ieșea în afara casei, dar era și o codependență a bărbatului, da, pentru că ca bărbatul să poată ieși și să muncească, cineva îi cătea, cineva spăla, cineva îl îngrijea, cineva avea grijă de casa în care el venea să doarmă, da, cineva îi asculta problemele de la job, nu era pur și simplu faptul unilaterală. Că femeia... Nu era o codependență unilaterală. Pentru că, de fapt, eu cred că de aici pornește o frustrare destul de mare. Faptul că noi avem nevoie, da, pentru că tot ai spus de primește iubirea pe care o dorești. Știi că la un moment dat, da, una dintre lucrurile care există și despre care vorbesc foarte mult Herville și cu Helen, este validarea și empatia. Da? Validarea înseamnă că indiferent cât de mult muncesc eu sau fac eu, asta nu înseamnă că partea ta de, da, ceea ce tu faci este mai puțin sau este irelevant sau mai uite, puțin valoroasă. Eu te susțin financiar pe tine și pentru că de fapt asta a fost și asta a devenit problema, cred că această discrepanță între faptul că a ajuta pe cineva financiar sau a fi responsabil de cineva financiar, familia pe care ți-ai ales-o sau din care faci parte în funcție de ce criterii sau ce cultură sau ce se întâmpla la un moment dat sau se întâmplă și acum, nu presupune că, știi, cum măsurăm lucrurile astea, da? Cum măsurăm dacă e suficient sau nu, sau cât e suficient? Sau dacă faptul că eu muncesc ca bărbat și aduc banii acasă înseamnă că tu ca femeie depinzi de mine, pentru că dacă eu plec, tu ce faci? Nu te-ai descurca. Și cred că de aici tu îi spui un mit. Eu nu cred că este un mit. Eu cred că femeile sunt puternice. Cred că pot să fie independente. Cred că pot să facă. La fel cum cred că bărbații pot să fie vulnerabili și sensibili și empatici și să aibă o mulțime de calități, să aibă, să fie în contact cu partea aia din ei pe care oamenii o asociază în general cu partea mai feminină sau partea mai maternă a lucrurilor. Da, da. Da, însă eu sunt de părere că, sau sunt în acord cu teoria lui Jung, conform căruia fiecare dintre noi are anima și animus, are o parte de știi, masculină și feminină și pe care o hrănește mai mult sau care este încurajată sau insuflată mai mult și în copilărie și după aia societatea vine cu niște norme și niște roluri de gen, se așteaptă de la tine ca fată să faci anumite lucruri, ca băiat să faci anumite, bine, se aștepta acum tot mai puțin, da? Suntem oricum o societate în tranziție de foarte mult timp și cred că lucrurile se schimbă și se vor tot schimba și e puțin confuz pentru că nu știm exact ce din ce a fost până acum merită să fie dus mai departe și ce merită să fie supus schimbării. Și atunci sunt foarte multe lucruri care se întâmplă în același timp și cred că de aici foarte multe conflicte și neînțelegeri între, da, tu ce vrei să spui prin feminism, dar uite ce înțeleg eu, de exemplu, sau, da, lucruri care sunt
destul de dificil de abordat, cum ar fi chiar înainte să intrăm, așa a fost să fie, am văzut un articol despre violența domestică, care este, da, apropo de dezechilibru de putere, pentru că dacă nu mai ne luptăm nu cu alți oameni, ne luptăm în sânul familiei noastre, pentru că de ce nu? Și aici, iarăși, vezi, e o chestie, poate că, într-adevăr, a spune că ca femeie independentă sau liber, sau că poți să fii independent și liber, să lucrezi, să ai banii tăi, să fii independent financiar în primul rând, nu înseamnă că nu ai nevoie de bărbați, dar cred că este o nevoie psihologică de a simți că dacă nu ai nevoie, nu înseamnă că nu poți să-ți dorești să-ți împarți viața cu cineva, dar nu pentru că e o nevoie de codependență. Fără tine eu nu pot să fac un anumit lucru. Și da, pot să fac lucruri singură, cum și tu poți să faci niște lucruri singuri, și hai să vedem dacă alegem să fim împreună și să putem să ne susținem. Mai degrabă complementaritate? Păi nu. Pentru că și treaba asta, adică uite, și a face, nu știu, femeile care lucrează sau bărbații care își ajută, nu știu, soțiile, mamele, în gospodărie. Fiicele. Da, în gospodărie. Mie mi se pare că asta e o chestie de colaborare. Faptul că eu pot să fac un anumit lucru nu înseamnă că doar eu trebuie să-l fac pentru că un rol de gen îmi spune mie că eu doar asta pot să fac. Da. Că eu n-aș, adică nu pot să fac nu știu ce meserie, dar s-ar putea, de ce, dacă eu s-ar putea să îmi placă să fiu bună la asta, chiar dacă sunt femeie. Și sunt atâtea exemple de femei care fac joburi considerate până de curând foarte masculine. Cum și bărbații fac lucruri care, da, uite, nu ții minte că la un moment dat un prieten mi-a zis că cei mai buni bucătari sunt bărbați. Exact la aia mă gândeam eu. Cei mai buni ginecologi și bucătari sunt bărbații. Da, corect. Nu zic, nu știu. Poți să excelezi exact în anumite lucruri, ca, făcând cumva abstracție de acest, nici știu cum să-l numesc, stereotip, de gen, rol, în fine, pe care societatea de fapt e cea care le-a inoculat oamenilor. Vezi, uite, femeile asta trebuie să facă, că la asta se pricep, da? Bărbații trebuie să facă asta, că la asta se pricep. Și atunci, mai ales în ultimul timp, în ultimii ani, aceste roluri probabil că s-au intersectat. Au ajuns și bărbați să facă ceea ce făceau femeile. Sunt și bărbați care, nu știu, fac mâncare, că pomeneam puțin mai devreme, sau fac piața, sau fac curat în casă, lucruri care, nu știu, în altă perioadă erau... Mine, astea nu sunt lucruri masculine sau feminine. Astea sunt lucruri umane. Adică și tu mănânci și tu vrei să stai într-o casă curată și, nu știu, și femeii place să aibă colegi de muncă, să vorbească, să iasă, să socializeze în afara casei, să vină, adică să își arate abilitățile sau să... își dezvolte, da? Să aibă o educație, să facă lucruri care înainte erau considerate că nu, n-ai cum. Da? Sunt lucruri umane, nu sunt lucruri care aparțin unui gen. Da? Într-adevăr, cred că lucrurile astea în cupluri, în familie, în funcție de cultura sau societatea în care trăiești, da? Sunt lucruri la care te adaptezi sau la care, da, care sunt cumva niște roluri sociale în care intrăm. Da. Dar rolurile astea nu sunt fixe, că de fapt asta este problema și lupta. Nu sunt niște roluri fixe sau bătute în cuie. Da? E adevărat, mi se pare firesc că dacă de-a lungul a secole la rând femeile au făcut anumite lucruri, da? Asta înseamnă că și-au perfecționat un anumit mod de a fi în lume, l-au dat mai departe, au crescut alte femei la rândul lor să fie la fel, să dea mai departe treaba asta. Normal că se descurcă mai bine, asta nu înseamnă că doar asta pot să facă. Corect. Da. Și din nou aici mi se pare că este întotdeauna când discutăm despre feminin, feminism sau așa, cred că este important să vorbim și despre tot ce presupune masculinitatea, da? Că și cum este extremismul cu feminismul, este și machismul care este în capătul celălalt. Sunt aceste extreme și de regulă noi avem tendința să
vorbim despre feminism, să ne raportăm la extrema extremelor, nu știu, în care da, vin femeile să castreze toți bărbații, nu mai trebuie, suntem noi, numai noi facem. Un soi de feminism radical, să-i spunem. Da, 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 exact. În timp ce și machismul care vine și spune bărbatul este superior femeii, eu pot să, nu știu, te reduc la tăcere, tu ești, existi ca femeie doar ca să-mi faci mie niște lucruri și eu îți ofer, nu știu, niște bani, să spunem, sau siguranță. Sau... Și atunci ideea tocmai asta este, dar nu e despre asta. Nu e despre a dovedi care dintre noi este mai puternic sau poate să facă mai mulți bani, sau... ci e despre a găsi o cale de a funcționa împreună. De a ne fi bine împreună. Exact. Revenind la cuplu și la cartea noastră Primește iubirea pe care o dorești, a lui Herbie Hendricks. Teoria Imago, care practic tocmai asta vine și spune și ai pomit-o tu puțin mai devreme, ai pomit de oglindire. Oglindire, validare, empatie. Faptul că în dinamica relației și relația fiind un organism viu, fiind ca și noi oamenii, da? Dacă vorba lui Daniel Siegel, oamenii se schimbă, da? Și relația se schimbă, că și ea este un organism viu și este supusă schimbării. Ce facem noi ca să avem relații cât mai bune, armonioase, funcționale, apropo de această complementaritate? În care femeia, să spunem că femeia este un cerc. Eu așa văd lucrurile, da? Așa. Nu, femeia nu este jumătate și bărbatul jumătate și cele două jumătăți fac un întreg. Nu, pentru că atunci ar presupune ca fiecare, că fiecare este incomplet. Și este sintagma aia pe care eu am ajuns să o, hai să nu spun să o urăsc, că sună urât sau să o detest, dar nu-mi place, îmi displace. Sufletul perechi, jumătatea ta, nu există așa ceva. Da, sunt oameni cu care rezonăm mai bine și cu alții mai puțin bine. Da, pentru că da, știi, asta e tot la Herbie, mă gândesc, care spunea că nu există compatibilitate, există compatibilizare. În sensul în care noi nu suntem niște oameni care ne găsim unii pe alții și stăm dintr-o dată tu, ia uite ce de compatibilitate, mai ales că de regulă există îndrăgosteala care face inițial ca lucrurile care nu sunt, știi, toate lucrurile alea mici pe care nu le vedem observăm, în prima fază, da, să ajute o compatibilitate să pară mult mai intensă decât e și în timp să vedem că, de fapt, potrivirea aia nu este chiar fix pe fix. Dar, într-adevăr, așa cum spui, noi suntem persoane, adică noi suntem ființe umane complete, unice, singulare, cu resursele noastre, cu abilitățile, capacitățile, nu știu, frumusețea noastră, unicitatea noastră, care este independentă de a fi sau nu într-o relație, de a fi într-un anumit fel sau nu. Prin simplu fapt că existăm, lucrurile astea sunt, da, această completitudine ne este dată de faptul că existăm, din punctul meu de vedere. A fi în relație cu altcineva presupune mai degrabă, cum spune, nu, că toată teoria Imago pleacă de la această idee, că noi căutăm, de fapt, nu pe cineva care este similar nouă sau care să ne împlinească, să ne satisfacă toate nevoile, ci în imaginea de atașa, imaginea aia pe care noi o avem despre modelul de a fi împreună, de a fi în cuplu, pe care o avem de la părinții noștri, de la modelele din jurul nostru și care se dau tot așa, nu cum vorbeam, da, din generație în generație, în generație în generație, unele se mai adaptează pe măsură ce se transformă, ne mai schimbăm noi ca oameni, dăm mai departe alte lucruri, trăim niște lucruri în familia noastră și alegem fie să le ducem mai departe, fie din potrivă să se oprească cu noi, da? Și atunci când ne întâlnim, avem nevoie să putem să ne uităm și să rămânem, da, eu sunt un individ, cealaltă persoană este la fel. Și când ne întâlnim, există un spațiu comun, care este spațiul ăsta viu al relației și acolo vedem ce aduc eu din mine, că nu mă dau cu totul, eu nu mă duc tot acolo. Sau... Și asta, dacă tu ești o jumătate și întâlnești o altă jumătate, nu? Unirea asta presupune că noi am devenit unul și același lucru, gândim la fel, simțim la fel,
Adică se pierde, de fapt, identitatea fiecăruia. Se pierde identitatea, da. Și, de fapt, noi avem nevoie să putem să conținem în spațiul nostru interior tocmai această dinamică constantă între individualism, independență, identitate și atașament, conexiune, împreună. Da? Care lucrul ăsta vine să construim un spațiu suficient de în siguranță, da? În care poate nici măcar nu mai contează atât de mult rolurile astea de masculin, feminin, ce acolo în spațiul ăla sunt în împreună, fiecare e, dacă suntem autentici cu noi și intrăm în relații cu oameni la fel de autentici, o să ne fie ușor să gestionăm sau mai ușor să gestionăm lucrurile astea fără să ne pierdem cu totul. Da, și cred că asta, de fapt, este foarte dificil când creștem într-o societate în care rolurile sunt foarte clare, trebuie să fii într-un anumit fel, aducem asta în relații. Nu? Căutăm asta, avem o fantezie despre ce înseamnă să fii femeie sau ce înseamnă să iubești o femeie sau ce înseamnă să fii, să fii iubit de un bărbat, ce ar trebui să facă, care sunt, nu, lucruri foarte concrete, lucruri de la face, nu știu, îți face de mâncare, nu face de mâncare, gospodină, nu e gospodină, are bani sau nu are bani, îți ia flori sau nu îți ia flori, lucruri care nu cred că mai sunt atât de valabile sau nu sunt singure lucruri valabile. Într-o societate în care nu mai vorbim despre faptul că oamenii se întâlnesc din nevoie, cum era înaintea, nu știu, înainte când era vorba asta, nu? Că oamenii nu se căsătoreau neapărat din iubire sau din faptul că se alegeau unul pe altul, ci se alegeau pe criterii de siguranță, de supraviețuire a culturii, a societății, a unei familii, a unei avere, a unor, erau, da, politici, altele erau interesele, da? Noi trăim de puțin timp totuși în libertatea asta în care ne alegem pentru că ne iubim. Este frumos spus, dar nu e suficient. Iubirea nu este suficientă într-o relație. Da? Apropo de ce spune și Herville Hendrick și Helen și, de fapt, toată lumea care cercetează și lucrează în domeniul terapiei axate pe cuplu și pe ce înseamnă familie, da? Iubirea este o emoție, este ceva ce, da, simți la un moment dat, poți să nu mai simți peste un timp. E nevoie de mult mai multe lucruri, valori comune, perspective comune. Uite, și asta legată de rolurile de gen, da? Dacă, de exemplu, eu am avut un client care a ales să stea acasă 2 ani cu copilul și soția lui să lucreze. Și nu... a fost o chestie în care el a simțit că asta ia din masculinitate sau, din potrivă, era super mândru și foarte bucuros să petreacă timpul ăsta cu copilul lui și că poate să o ajute pe soția lui. Soția lui foarte bună pe ceea ce făcea, a avut șansa să lucreze. Ei s-au ajutat și au reglat treaba asta. Da? Și important, și soția a fost de acord, poate chiar mai mult decât să fie de acord. I-a plăcut, să spunem, mă rog, nu știu, situația, postura, în orice caz, decizia soțului de a rămâne cu copilul. Adică a privit-o păi ca pe un lucru... Vezi, asta e, Sorin, că n-a fost decizia soțului de a rămâne împreună. Ei s-au consultat, au luat această decizie împreună. De comun, exact, de comun acord. De comun acord. Da? Dar, cântărim niște lucruri și hotărâm ce e mai bine pentru ei și pe termen scurt și pe termen lung. Hotărând să se susțină unul pe altul în contextul dar pe care l-au dat. Ce vreau eu să spun era de fapt altceva. Faptul că chiar de comun acord, consultându-se și căzând de fapt de comun acord asupra acestei situații, fără ca ea, ce spuneai tu puțin mai devreme, femeia să vină probabil cu partea aceasta de critică. Da? Pentru că sunt și situații, într-o astfel de situație... Nu în momentul ăla, dar peste ani de zile, acel bărbat s-ar fi putut trezi cu niște reproșuri. Păi, în loc să rămân eu cu copilul, da, și să am grijă de el și să nu știu ce, ai rămas tu cu copilul și eu m-am dus la muncă. E foarte important și felul în care găsesc un numitor comun al limbajului
comunicări în așa fel încât să toate lucrurile să intre pe un făgaș. Da, asta, cred că asta e legată foarte mult de asumare, știi? Pentru că dacă peste ani ar veni și soția sau da, cineva ar critica pe celălalt pentru ceva din trecut, nu are legătură cu decizia pe care dacă au luat-o de comun acord în trecut, are legătură cu ceva ce se întâmplă în prezent și nu mai funcționează. Și e nevoie să ne uităm la ce se întâmplă în prezent, pentru că da, este ok, și tu ai fost de acord, nu am stabilit ceva, tu ai fost de acord atunci, deci nu este despre atunci, este despre acum, despre consecințele cu care ne confruntăm și ce putem să facem acum. Și aici venim și luăm iarăși o decizie, nu? Discutăm și vedem ce putem să facem în prezent. Că dacă ne certăm pe ceva ce s-a întâmplat, cu care am fost amândoi de acord acum 20 de ani, dar în 20 de ani se schimbă multe lucruri. Exact. Da, hai să... Și inclusiv multe lucruri în ceea ce înseamnă cum sunt privite femeile, cum sunt priviți bărbații, da? Acum poate, nu știu, zi, acum 20 de ani, eu nu cred că am auzit pe nimeni, eu copil fiind, să fi stat cu tata și să fi fost mama la muncă și tata să stea acasă și să îngrijească copilul. Nu mi-aminte să fie auzit. Sigur. Așa e, da. Da. Și atunci și asta, apropo de discuțiile între prieteni, oameni, familie, cum este privită treaba asta, da? Faptul că un bărbat a decis să stea și să fie parte din creșterea copilului, dar la modul 100% din timp. Și pentru mine a fost interesant să văd perspectiva asta apropo de cât de solicitant ești și dintr-o dată să vezi cum e să fii pe partea cealaltă a baricadei, de unde ți se spune, știi, ți se spune, tu n-ai cum să înțelegi, uite ce se întâmplă, dar nici nu ești lăsat să experimentezi, că poate ți-ar plăcea și ție să faci lucrul ăsta și poate chiar te descurci mai bine. Pentru că nu toate, și asta, vezi, nu toate femeile au acest instinct matern foarte, nu știu, ridicat și este multă presiune, nu? Și ești foarte judecată dacă nu ești capabilă să faci niște lucruri. Dar eu am cunoscut și văd mulți bărbați care au această, adică instinctul patern foarte, da, care sunt foarte prezenți și pot să, nu știu, au răbdarea și... nu știu, energia necesară să fie prezenți pentru copiii lor, mai mult decât să-și dorească să aibă nu știu ce job, de exemplu. Și atunci dacă doi oameni de felul ăsta se pot susține, chiar dacă aparent nu reprezintă normele și rolurile sociale acceptabile, ei pot să funcționeze în cuplu foarte bine. De ce nu? Dragii noștri, am vorbit astăzi despre roluri de gen, am vorbit despre ce înseamnă feminitatea în zilele noastre, cum este ea văzută, percepută, dacă există o polarizare a rolurilor masculin-feminin, despre feminin-masculin în relația de cuplu. Pornind de la o prezentare de carte, este vorba despre Primește iubirea pe care o dorești, ghid pentru cupluri, de Herbie Hendrix, o carte publicată în colecția Pas în 2 a editurii Herald, o carte într-adevăr remarcabilă. A fost alături de noi Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ și pozitivist. Îi mulțumim foarte mult, vă mulțumim și dumneavoastră cu recunoștință că ați fost alături de noi și v-am împărtășit aceste gânduri. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!